Anunțul că școlile și grădinițele se închid de astăzi, dar și teama răspândirii coronavirusului, i-au determinat pe mai mulți locuitori ai capitalei să ia cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. Asta în pofida faptului că autoritățile au îndemnat de nenumărate ori oamenii să nu intre în panică, să evite locurile aglomerate și să cumpere responsabil, nu mai mult decât au nevoie. Cei care au dat busna aseară în supermarketurile din capitală au cumpărat atât produse alimentare cât și de igienă. Mai mult ca de obicei. Nu cu mult mai mult. Nu am cumpărat exagerat. Am cumpărat cu 2-3 unități mai mult. Și congelate, și salamuri. 2-3 săptămâni cam așa. Oamenii recunosc că au cheltuit mai mulți bani pentru cumpărături decât de obicei. Cumpărături ca de obicei, probabil că în mod normal, dar ceva și cu rezervă. Produse care nu se strică, da, desigur. Se păstrează mai mult, probabil că o să avem nevoie, cine știe. Situația e imprevizibilă la moment, nu știm ce să ne așteptăm, peste noapte poate tot se agraveze. Produse proaspete, ce ține de hrișcă, orez, făină, ulei, mălai, toate produsele care au termen de valabilitate mai mare. Dar astăzi ați achitat mai mult decât de obicei? Pot să spun că da, cu vreo 1000 de lei mai mult. Unii locuitori ai capitalei nu înțeleg această isterie a cumpărăturilor. Niciun stres cu povestea coronavirusului, în mod normal, de mult n-am fost. Pentru cât ați cumpărat? Peste 2000, câteva săptămâni. Reprezentanții marilor magazine ne-au spus în afara camerei de filmat că au fost nevoiți să prelungească orarul de lucru din cauza fluxului mare de cumpărători. Aceștia au mai spus că vor veni pe parcursul zilei cu o poziție oficială privind modul în care vor activa de acum încolo. De asemenea, vor spune dacă vor limita numărul cumpărătorilor în magazine, așa cum se întâmplă în alte țări afectate de COVID-19. Anterior însă, reprezentanții marilor magazine au declarat pentru postul nostru de televiziune că nu există probleme cu aprovizionarea, că sunt stocuri suficiente de hrană și că nu este cazul de exagerat cu cumpărăturile. Și ministrul Sănătății îi îndeamnă pe cetățeni să nu ia cu asalt magazinele. Nu există temei pentru panică și chiar dacă, vreau să menționez, apropo că este un element esențial, chiar dacă sunt anumite restricționări vis-a-vis de intrarea, ieșirea din țară și măsuri care sunt întreprinse nu doar de către Republica Moldova, dar de toate statele care sunt afectate de COVID-19, importul de mărfuri și în special aici vorbim și de produse alimentare va fi asigurat în continuare. Securitatea alimentară este o problemă prioritară și în special este generată sigur că panică și de dezinformare. În România, de pildă, unii oameni care și-au făcut prea multe provizii au vrut să le întoarcă în magazine, însă nu au fost acceptate. Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că agenții economice vor fi verificați în această perioadă, pentru ca nu cumva să profite de isteria oamenilor și să majoreze prețurile.